mai mare troll la concurs de construit alături de Darusel 2012 pe Minecraft. După cum puteți vedea, suntem aici, așa am ales o zonă specială pentru că o să-i fac cel mai mare troll. Uitați-vă, o să-l spionez și o să-l copiez. Practic, cum îl spionez? Ei bine, uitați-vă, pot face un delfin, pot să mă fac și un pește chiar, pot să mă fac și un squid, pot să mă fac toate chestiile astea de genul și după cum puteți vedea, mă duc acest squid după Darusel în partea lui, pe aici prin apă, că de asta am ales zona aceasta. Și uitați-vă că practic pot să-i văd zona lui și uitați-l pe Darusel, stă acolo la ușă. Salutare, Darusel, păcat că nu am uitat, adică de fapt pentru mine e, pentru noi e bine până la urmă. Și da, așa să-l trăiesc eu astăzi pe Darusel și o să-l copiez și o să-l spionez în același timp și o să fie cel mai mare troll, așa că vreau să-i fac și niște prank-uri cu ocazia aceasta să vedem ce o să se întâmple astăzi. Și dacă vă plac aceste episoade, nu uitați să vă abonați, să dați acolo cât mai multe like-uri și hai să începem cu trollul. La 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 la. Ce faci mai aici fix la ușă? Vreau să dau jumpscare. Vreau să dau jumpscare. Ok, bine, dar să le fii atent. Astăzi facem cel mai weekend concurs de construit. Suntem aici. Ah, let's get it. Ciao. Ok, Alejandro Carnaccio. Gata, gata, Darusele. Astăzi, după cum poți vedea, Darusele, suntem aici aproape de casa ta, Darusele. Și am ales o zonă super, super interesantă pe niște insulițe mici. Și am zis, bă, hai să vedem ce putem să construim. Ce ne duce pe noi capul, Darusele? Adică, astăzi o să faci tot ceea ce tu îți dorești. Ok, dar, ok, știi ceva? Hai, Darusele, bagă-te acolo și vreau să-mi spui, Darusele, dacă ai așa ceva în gând, Darusele, nu să nu-mi spui, că nu e frumos să-mi spui, dar ce, dacă ai ceva în gând, așa pentru abonați, dacă știu abonații, sau pot eu să pun mâinile la urechi, să nu mă fac aud și aud, aud practic doar abonații, așa că spune-le tu la abonați, Darusele, ia spune, ce faci? Fiante, noi, eu cred că vreau să fac ceva care mă merge cu copilăria mea. Hai că nici măcar, hai că ia pe prea mult, Darusele, nici Dumnezeu nu vrea să te audă, Darusele, ei bine! Păi vorbește frumos că Dumnezeu se spune, Dumnezeu se uită de sus, nu-i așa, Dumnezeu te pup! Doamne, doamne, cât de prost ești, Darusele, în fine, Darusele, astăzi, hai să-i dăm drumul, Darusele, stai acolo, construiești, Darusele, da, când ești... Hai că am plecat aici, prostul, nu vrea să-l mai aude. Ei bine, n-avem astăzi căscuțele, nu trebuie să-l au pe Darusel. Bun, o să înceapă distracția, practic. Acum Darusel nu, adică n-avem căscuțe, pentru că chiar nu vreau să-l au pe Darusel, doar vreau să-i fac acel troll super spertare. Și ei bine, eu ce să construiesc? N-am ce să construiesc, în primul rând, hai să mergem acolo la Darusel, cred că mă transform din prima secundă, practic. Mă fac acest delfin și să vedem ce face ăsta, dacă construiește acolo, dacă vorbește ca nebunul pe acolo, nu știu ce să construiască. Hai să vedem, deci prima oară, hai să zicem ușor așa. Bă, deja s-a apucat să construiască. Ok, haideți că am plecat, fraților, de acolo, de la el. Vedem faptul că prostul cred că face o casă și o face lipită de asta, așa că încercăm și noi să facem tot așa ceva, să fie aproape lipit, cum ar veni. Așa că hai să începem din partea asta, să zicem așa ceva de genul, și vedem ce casă să facem, că până la urmă, na, adică oricum, până la un moment dat, adică eu mă gând, de fapt, bă, cum era, stați puțin, că pot să trag cu privirea așa, hai mă, că, hai că încerc să măresc, încerc să măresc, bun, bun, ok, ok, deci sunt trei de astea așa, aici sunt două, hai mă, că văd eu cum le fac, dar numai că vreau să, oarecum să țin și eu pasul, să fiu un pas cu Darusel, până la urmă, ce a făcut el acolo, să vedem, asta, de fapt, era așa, de câte două, de câte trei aici, bam, 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 da, nu e cine știe ce, da, hai că punem așa, hai, lăsăm așa, până la urmă. Și da, sunt curios ce fel de casă vrea asta să facă, dar ce vrea, doar să facă o casă, adică e oarecum ciudățel, dar până la urmă hai să vedem ce vrea, dar să facă până la urmă. Bă, fraților, nu cred că o să reușim să fac exact la fel, o să încerc, hai că mă mai duc în partea asta, ok, deci ce face? Ok, deci a pus aici cu ăsta așa, așa. Bun, să nu mă vadă, să nu mă vadă. Ok, ok, bun, bun, hai că nu mă vede. Pa, ok. Începem să joc de pe acolo, nu știu ce făcea. Dar aici cum ai făcut? Mamă, deci 3 de astea așa. Bun, și după pornim ceva de genul așa aici. Ducem cu 4 astea, nu, ducem cu 3 ca să avem aici să putem pune la jumătate. De fapt, stai puțin că ăsta l-avea mai mare, cât l-avea? Ok, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, prost încep. Bă, acolo țipă în continuu dacă vin la el. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Deci prostul e prost până la urmă. Bun, hai să vedem. Deci facem asta până acum și acolo nu mai știu cum fac. O să-i fac cu ceva Y parcă, dacă stai eu să-mi iau bine aminte, ceva de genul așa. Păi facem și noi să fie oarecum, da. Adică, cred că e de ajuns, sincer. Cred că e de ajuns. Îl lăsăm așa, ăsta îl umplem aici. Și ia mă, ce am mai făcut, mă, prostul? În primul rând...
Olu, să nu mă vadă. Deja văd că începe să facă cu altceva. Cred că e cel mai greu concurs pe care l-am efectuat până acum, sincer. Adică, uitați-vă, ce doamne iertă încearcă ăsta să facă acolo. Uitați-vă, a schimbat ăla. Doamne, ce a făcut, mă? Hai că încerc să fac eu ceva după mine, frate. Nu fac exact ca el, dar să fie oarecum, să își punem niște semne de întrebare, că e ceva oarecum asemănător cu ceea ce a făcut el. Că, adică nu pot, nu, chiar nu pot să-l recreez până la oră. Ați văzut ce tâmpenii face el acolo, toate alea. Ba, face așa, ba, face așa. Bă, ce faci, bă? Spargi aici, pro... Da, bă, prostule, bă, ce faci? Prostule, tu vezi că deja ai început ăsta. Oh, bă, dar facem amândoi o casă, doamne, dar să le... Bă, prostule, păi da, mă, dar nu... Dacă ies aici, nu sparge, omule. Ce, doamne, iartă-mă, fac? Lasă, bravule, că-și iată, că știu cum iubești. Da, te iubesc, ok, bă, doamne, cât de prost e. Bă, frate, nici eu nu știu ce să mai fac aici. Mă, mi se pare absolut incredibil. Încerc să fac aici o casă, cum a făcut el, așa, ceva de genul aici. Bă, da, iar... Ce... Doamne. Bă, prostule, mai spargi mult de la mine? Ce faci? Alo? Păi mai spargi mult de la mine, gata, termină. Dacă mai spargi un singur bloc, dacă mai vă spart, ești descalificat, gata, ai, nu mă mai interesează. Okay, gata, pa! Doamne, cât mă enervam, poate să fie, fraților, ăsta. Bă, deci îmi sparge construcția, bă, oameni buni. Deci nu știu ce să mai fac, ok, bun. Am făcut asta, da, bă, ce, doamne, iar tu mai tâmpenia asta, mă, sincer. Adică, pe bune, dacă stau să mă gândesc, chiar este o mare tâmpenie ce a vrut prostul ăsta să facă ea. Deci nu e ceva cu... Hai să ne transformăm totuși, hai să ne facem un squid acum, a? Să mergem ca squid. Bun, deci acum, după cum puteți vedea, sunt transformat într-un squid și într-un fraierul ăsta la... Ok, să vedem ce a construit el aici, cum face alea. Deci, bă, prostul mă enervează că a intrat la mine, doamne, și pune toaleta acolo de gol. Dai că ne luăm și noi o toaletă de gol. Mamă, e cel mai troll, dar cel mai enervant și greu. Ok, da, e cam prost, sincer. Uitați-vă că pot să-l văd aici, aproape. Uitați-vă cum îl văd acolo. În fine, bă, fraților, hai să vedem acum. Practic continuăm aici. Nici eu nu știu exact cum fac, pentru că este foarte greu ceea ce face fraierul ăsta aici. Chiar mi-e greu să încerc să copiez aici, să îl trolez la maxim cu copiatul cu astea, dar până la urmă încercăm și noi să facem ceva. Ce nu e și nu e și, dar important e oarecum să-l enervăm și să fie ceva asemănător. Oricum, măcar îl spionăm cu chestia asta și așa. Dar, sincer, mai bine nu mai făceam asta, că îmi dă mari bătăi de cap. Ce face prostul ăsta mi se pare incredibil. Adică face numai tâmpenii, sincer. Adică chiar face numai tâmpenii. Deci aici de 6. Bun, ce facem ăsta? Hai că-l facem tot așa cum am făcut eu. Dar nu, trebuia de 7, încă 1 sau... De fapt n-am numărat eu bine, în fine, hai să vedem. Deci punem ăsta așa, punem ăsta așa ceva de... Dar de fapt, ba da, numărasem bine, dar... Mamă, că sunt prost rău de tot, mă. Ce, doamne, iartă-mă. Bă, cum era, mă? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A, păi da, mă. A, păi stai, mă, că trebuie să sparg eu aici. Dar ce să aude? Doamne, am crezut că iar sparge pe la mine prost, în fine. Bun, deci punem asta așa, după punem așa ceva de genul, facem așa și după punem aici prin interior așa și după punem așa aici și da, ce să mai zic, bă, fraților, că chiar mai a capul, sincer. Nu cred că o să mai fac niciodată concurs de construire ceva de genul în care să-l copiez, doar să-l trolez. Da, de copiat, sincer, bă, e greu rău de copiat. Nici nu știu de ce fac așa, adică e mai greu pentru mine, sincer. În fine, hai să vedem. Pune și noi toaleta aia unde poți să se și la aici, ceva de genul. O punem, hai că o punem fix așa, dar trebuie să rotim și noi ăsta frumos. Și e tot treaba, până la urmă, puneam pus toaleta aici. Nu mai știu cum pus să se exact, dar... Da, până la urmă, da, cam atâta momentan, cam atâta. Dar hai să continuăm noi aici. Eu vreau să fac asta, am o idee. Să începem să facem ceva de genul, să fie fix aici, dacă știți ce zic. Să fie practic intrarea din casă în casă, cum ar veni de la Darcel. Nu știu dacă așa are și el, să intru direct în casa lui. Dar, în fine, hai să vedem. Bun, acum sunt un pește, după cum puteți vedea. Și o să-l trolez pe Darcel aici, la concursul nostru de construit. Mamă, să-l sapă uscat. Nu e bine pe uscat, ok, bun, hai să vedem ce mai construit prostul. Bun, ok, deci uitați-l pe prost aici. Ce-a făcut interiorul, vedem că a pus din acela. Bă, vine la... Mă, ce... Mă, stați puțin, că prost intrase la mine. Stați puțin, că nu e așa, stați puțin, să vedem ce fac. Fiți atenți acum. Bă, prostule, alo, bă, ce faci? De ce ai deschis ușa? A? Ce, bă, vine-te, praful, uite pe jos, uite. Păi da, nu mai deschide ușa, mă, nu mai intra la mine. Hai, lasă-o în pace, pa, tu, oameni. Pa. Am luat și eu de ăsta, că-mi place și mie ce ai făcut tu. Dar oricum eu n-am nevoie, că nu fac aici. În fine, hai, pa, la... Ceva,
Taci odată, prostule, lasă-mă în pace să construiesc. Pa, foamnică de prost e copilul ăsta. Bun, fraților, hai să vedem. Deci construim aici. Ăsta este în pantă puțin la mine, nu? Dar să nu cred că era așa în pantă. Dar, în fine, nu contează. Trebuie să terminăm asta și după, nu știu ce să mai fac. Deci deja nu mă mai înțeleg cu prostul, sincer. Bun, acum este momentul să mă transform într-un papagal până la urmă. Pentru că dacă stau să mă gândesc, trebuie să văd și eu de deasupra ce mai faci. Ok, bun, a făcut astea așa. Hai că iau și eu ăsta așa. Ia și ăsta așa. Bun, perfect. Mama a făcut interesantă căsuța asta. Dar a făcut-o micuță, mă. Eu n-am făcut-o chiar așa, dar în fine, ok. Ia să uite. Doamne, ăsta zice că e papagalul ăla de l-am lăsat eu la el. În fine, hai că revenim, mă duc acum. Doamne, ăsta vine după mine. Mamă, stai. Fentele, vreau ca tu să te duci la fel și să-mi zici ce construiești, ok? Hai, trei, tu și bate palma. Hai, tu te du-te. Păi, lasă a ta și mini. Doamne, cât de prost e. Doamne, cât de prost e copilul ăsta. E cel mai prost copil pe care îl cunosc, fraților. Doamne, mi se pare incredibil. Acum, hai să trecem la treabă și nici nu mai știu ce mai făcuse prostul. Cum mai făcuse? Mă, stai, mă, puțin, trebuie să mă duc repede sus înapoi. Ce mai făcuse, mă? Ok, deci nici mai aici. Ah, ok, deci făcuse la... Bă, dar... N-am înțeles sincer ce a vrut să fac acolo, dar în fine, hai că ne punem aici jos. Continuăm asta, facem aici pe deasupra. Cred că punem în partea asta așa ce făcuse el treaba aia acolo. Ducem, fiți atenți, toată partea asta, atâta, partea asta așa, cam atâta zic eu că este perfect, arată genial, după părerea mea sincer este super, super bine. Și da, bă, ce să mai zic? Nu mai zic nimic. Da, fraților, am terminat de făcut și acoperișul acesta și deja nu mai am absolut niciun chef. O să mă transform din nou într-un delfin și hai să mergem la muncă. Cum ar veni, bine, nu e muncă, adică oarecum este o muncă că trebuie să vin după Darusel și să vedem ce o să facă. Pam 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 pam. Ok, bă, ce facem? Face casă. Ok, face casă de deci face o casă de cățel. Deci asta face el. Adică își face propria își face singură o casă. Am înțeles. Bun. Hai să vedem. Căsuță de cățel. Bun, doghouse, cred că din acesta perfect. Pusese acolo cu niște wall din acesta, nu știu, pe care folosim cycle, folosim și noi pe acesta. Și da, ideea e că trebuie să fac și o intrare pe aici, fraților. Eu am intrarea doar pe acolo, de la Daresele. Și vreau să mai fac eu ușă, că nu am pe unde să ies. Efectiv, chiar n-am pe unde să ies. Așa că intrarea asta o să fac undeva pe aici. Să nu fie undeva gen... Adică, e ok aici, să nu fie nici la vedere. Sper mult, păi da-mi place cum arată, sincer. Chiar îmi place cum am făcut eu căsuța aceasta. Ideea e că aș vrea să fac casa câinelui aici. Nu, aici vreau să... Hai că punem casa câinelui aici, pentru că aici vreau să fac eu ceva frumos așa, nu știu, pentru mine. Să pun eu patul unde să stau, o să fac eu un pat, adică nu știu dacă Darusel face, dar cam atât o să fie cu trollul pe care l-am făcut lui Darusel. Eu zic că este de ajuns, acum fac eu după capul meu aici. De fapt nu cred că o să fac mai mult, adică fac ăsta, căsuța asta pentru cățelul și aici. Și da, cam atât cred că o să fie altceva. Nu știu ce să mai zic, eu zic că mai bine revenim direct când o să vedem ce a făcut și Darusel și toate astea, după să vedem ce reacție o să aibă când o să vadă construcția mea, practic. Hai să vedem. Bun, hai să mergem după Darusel. Alo, 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 gata timpul. Ce-ai făcut aici? Și pompieri, eu n-am făcut pompieri. Căței, doi căței, bă, și eu am un câine, Darusel, adică... Căței, tu mă pui de mare, mami. Da, amândoi am avut aceeași idee să facem o casă, Darusel, și ne-am făcut niște câini, adică, bine, eu am doar un câine, Darusel. Am o toaletă asemănătoare, nu e aceeași culoare, e asemănătoare, practic. Și stai puțin prost, bă, alu, bă, stai mă puțin. Păi și... Nu vrei notă? Stai mă notă. A, da, hai, stai. Eu să-ți dau nota 7.50, vreau să decidă și oamenii în comentarii, așa că hai acum la mine să vezi ceea ce am făcut. Ia, uite, Darusel, direct în casă intri, Darusel. Hai. Să vreau să le fac ruce, fac ruce. O să te umărând de cămine. Ai 3, 2, 1. Da, mai urât decât tine, ai dreptate. Hai. Nu! Ce-a făcut, mă, prost? A ieșit, doamne, ăsta s-a supărat, mă, ăsta a zis că l-am copiat, fraților. Da, doamne, cât de prost e, și-a dat-o seama din prima, doamne. Da. Dacă te-ai uitat până la final, scrie în comentarii cuvântul final și lasă un comentariu cu partea ta favorită din clip, iar tu activează clopoțelul de notificări pentru a fi la curent cu ce și când postezi.